Pacea Domnului, dragii mei, mă bucur să ne revedem din nou după Paști și azi vreau să răspund la întrebarea care deja ați văzut-o aici la titlu. Și anume, vreau să răspund la următoarea întrebare. Da, de fapt, până când se adună vizitatorii, chiar azi fac live doar pe YouTube. Și atunci, până atunci vreau să vă zic că, iată, am ascultat o știre îngrozitoare. Hai să vă pun și vouă să o ascultați, știrea aceasta. Dia a avut loc de Paște într-o gospodărie din localitatea Voinescu. Oamenii legii au fost alertați de către fiul victimei. Caz șocant la Hâncești. O femeie de 60 de ani s-a stropit cu cherosen, iar apoi și-a dat foc. Tragedia a avut loc de Paște într-o gospodărie din localitatea Voinescu. Oamenii legii au fost alertați de către fiul victimei. Potrivit poliției, tânărul se afla la vecini și a auzit țipete în curtea gospodăriei. Ajuns acasă, el a găsit-o pe mama sa jos la pământ cu mai multe arsuri, iar alături de ea o sticlă cu cherosen. Victima a murit până la venirea ambulanței. Din spusele fiului, femeia consuma uneori băuturi alcoolice și avea un comportament depresiv. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele tragediei. Groaznic ce s-a întâmplat în satul Voinescu și chiar în ziua de Paști, femeia aceasta a hotărât să-și pună capăt zilelor. Nu știu dacă ați apucat să vedeți emisiunea care am făcut-o cu Adrian, a ieșit aseară. Dacă moștenesc împărăție cerurilor, cei care o sfârșesc, își sfârșesc viața așa prin suicid. Dacă nu, vă invit să priviți și tare trist de ceea ce s-a întâmplat acestei femei, dar să știți că mulți oameni sunt disperați, desnădăjduiți. Iată, acum, săptămâna aceasta, predau o sesiune în limba engleză, predau la așa numita Precept Leader Academy. Și tocmai despre asta învățăm cum să ajungem cu mesajul Evangheliei la cei care sunt lipsiți de nădejde, la cei care și-au pierdut nădejdea. Și voi aprecia, dacă vă veți ruga și dumneavoastră, avem 23 de studenți din 18 țări a lumii, nu chiar 24 de studenți, avem din 18 țări a lumii și studiem cursul Lumile lui Dumnezeu. Iată aici l-am aici în limba engleză. Lord, I want to know you. Doamne, vreau să te cunosc. Este un curs excepțional, un curs de studiu biblic pentru începători. El este conceput așa ca să fie studiat timp de 42 de zile. Mie mi-a luat 2 zile și 2 nopți să studiez, pentru că aici este descoperit caracterul lui Dumnezeu, un studiu despre caracterul lui Dumnezeu. Și un om care îl cunoaște pe Dumnezeu își poate pune toată încrederea în el. Bine, dragii mei, azi seara transmit doar pe YouTube acest video și vreau să vă rog să-l distribuiți voi, să luați link-ul și să-l distribuiți în rețelele voastre de socializare ca să-i invitați și pe alții să ne poată urmări. Să-l distribuiți acolo la Facebook, unde aveți voi, haideți că și eu să încerc să-l găsesc, iată așa, și apoi să-l pun și eu, să-l distribui și eu la Facebook, ca să poată veni și alții până când încep a răspunde la întrebările care le am pentru azi seara. Așa, da, iată am pus. Mă clipă că am greu să deschide Facebook aseară. Da, s-a deschis. Da, bine, putem merge. Bun, și acum cred că pot da citire deja întrebării care o am în față. Pace și multă sănătate vă doresc. Cred în Dumnezeul lui Israel, Domnul oștirilor cel prea înalt, și că Iisus este Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul. Am fost botezat de mic în numele Tatălui,
al Fiului și al Duhului Sfânt. Este nevoie să mă botez încă o dată sau bine să-ți stai inima împrejur? Dacă da, îmi puteți explica să pot înțelege. Mulțumesc frumos, Domnul să vă binecuvânteze. Bine, dragă prietene care a adresat întrebarea aceasta, ce vreau eu să zic? Uite, eu tot am fost botezat în pruncii. Așa mi s-a spus, aveam de ăștia nași care m-au botezat, nași de botez, dar eu când am crezut în Domnul Iisus Hristos, la data de 27 noiembrie 91, abia împlinisem 20 de ani, eu am intrat în nou legământ cu Domnul Iisus Hristos. Am crezut din toată inima, am experimentat nașterea din nou și atunci, din Scripturi, am înțeles bine că botezul este valabil numai în cazul când a avut la bază credința celui care se botează. De unde știu asta? În toată Biblia văd asta. Cei care au crezut, ei s-au botezat. Dar iată, este un caz specific acolo despre un famen etiopian care se întorcea de la Ierusalim și Filip a fost trimis de Duhul să iasă în cale. Și atunci Filip i-a vestit Evanghelia. Famenul l-a poftit în carul lui, ei au mers, când au ajuns la o apă, famenul i-a zis, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip i-a zis, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Deci înseamnă că dacă el n-ar fi crezut din toată inima lui, nu era posibil, nu era acceptat să se boteze un om care nu crede. Deci un prunc nu poate crede. Eu când eram prunc n-am crezut în Domnul Iisus Hristos, la drept vorbind nici n-am știut, foarte puțin am știut despre Domnul Iisus și numai când am aflat din Biblie și am luat eu personal decizia să-L urmez pe Hristos, doar atunci eu am ales să mă botez după porunca Lui. Acum zice aici, dacă este suficient să stai inima împrejur. Cineva s-ar putea întâmpla să nu înțeleagă ce înseamnă să-ți stai inima împrejur. Este o frază din Biblie. Deci tăierea împrejur sau circumcizia este așa o mică operație care se face la bărbați și le este tăiată pielea prepuțului, așa e numit în Biblie, așa. Deci de la este tăiată pielea care acoperă capul penisului. Deci lucrul ăsta este un lucru pe care l-a cerut Dumnezeu pentru cei din poporul Israel care intrau în legământ cu el, care intrau în legământul legii. Ei așa trebuiau să fie tăiați împrejur. Și acum, în Biblie, Apostolul Pavel, în Epistola către Romani, el îi mustră pe evrei, pentru că zice, voi sunteți tăiați împrejur numai în carne, în carne, în trup, dar zice, voi nu trăiți ca niște oameni cu adevărat care sunt în legământ cu Dumnezeu. Și el acolo folosește expresia asta, zice, tăiat împrejur cu adevărat este, adică credincios cu adevărat este cel care are inima tăiată împrejur, în sens că o inimă curată, o inimă sfântă, o inimă care vrea să-L urmeze pe Dumnezeu. Deci iată ce a însemnat aici, dacă este suficient să-ți stai inima împrejur, în sens să iai decizia să umbli într-o totală ascultare de Dumnezeu. Acum, dacă iai decizia să umbli într-o totală, deplină ascultare de Dumnezeu, atunci numai decât vei alege să împlinești totul. Și dacă zici că ai luat decizia să intri în nou legământ cu Domnul Iisus Hristos și ți-ai tăiat inima împrejur, atunci nu poți pica prima poruncă. Prima poruncă care spune, Domnul Iisus a spus, cine va crede și se va boteza. Deci cine crede în El trebuie să se boteze. Și așa trebuie să o facă orice om care crede în Domnul Iisus Hristos. Merg la următoarea întrebare, că e legată de asta. Eu am pus aici trei întrebări care sunt legate între ele. Iată a doua întrebare, spune așa. Deci mi-a scris cineva, mai multe persoane îmi scriu și pur și simplu se salută sau ceva și atunci eu vin în întâmpinare cu o întrebare. Deci iată mi-a pus cineva întrebare, mi-a scris cineva, bună dimineața, bună dimineața, i-am răspuns și eu, Viorel, cheamă și am zis, Viorel, ești ucenic al Domnului Iisus Hristos? El mi-a răspuns înapoi, îmi doresc să fiu, ajutați-mă să pot face acest lucru, o să fac 17 ani în vară. Dar îmi doresc să pot fi ucenic al Mântuitorului, vă rog, vreau un sfat de la dumneavoastră. Deci Viorel vrea să știe cum devii ucenicul Domnului nostru Iisus Hristos. Bine, Viorel, eu cu bucurie, cu mare plăcere îți explic, Viorel, cum poți deveni ucenicul lui Iisus Hristos. Eu tare mă bucur că tu ai luat decizia asta. A fi ucenicul lui Iisus Hristos înseamnă a urma învățătura Domnului Iisus Hristos. Și acum, Viorel, deci prima poruncă care o ai de la Domnul Iisus Hristos este să te botezi. Să te botezi după porunca lui. Uite, botezul tocmai asta și înseamnă.
Botezul înseamnă că tu ai devenit ucenicul lui Iisus Hristos. Apropo, botezul, simbolul botezului este că atunci când ești scufundat în apă, omul cel vechi, fără Hristos, moare și când ești din apă înseamnă că vii la o viață nouă cu Iisus Hristos și gata, așa devii ucenic al lui Iisus Hristos. Așa a rânduit Iisus Hristos ca toți ucenicii lui să treacă prin botez, care este o consacrare în ucenicia lui Iisus Hristos. Deci trebuie să te botezi, trebuie să te alipești de o biserică, Viorel, și de asta trebuie și toți cei care doresc să devină cu adevărat ucenicii lui Iisus Hristos, voi trebuie să găsiți o biserică. O biserică adevărată, o biserică unde este propovăduită învățătura sănătoasă a Domnului Iisus Hristos. O biserică unde se studiază bine și profund scripturile și unde oamenii vor să trăiască așa cum este scris în scripturi. Asta înseamnă o biserică adevărată. Deci de asta trebuie, Viorel, neapărat să cauți o astfel de biserică. Presupun că în localitatea ta este așa o biserică, caut unde este așa o biserică și iată, eu am găsit. Eu când am crezut în Domnul Iisus Hristos și am ales să mă botez, când am crezut în Domnul Iisus Hristos, eu nu cunoșteam numai doar Biserica Ortodoxă. Eu am spus experiența mea, eram în Moscova, m-am dus acolo și am pus întrebări din Biblie. Am căutat, dar n-am primit întrebări din Biblie și am văzut că e cu totul altceva decât ceea ce citesc în Biblie. Am văzut o mare diferență și atunci căutam și Dumnezeu mi-a scos în cale un om care mi-a explicat, mi-a răspuns la întrebările mele din Scriptură. Eu am rămas foarte impresionat de ceea ce mi-a răspuns el și atunci eu l-am întrebat, dar ar fi posibil să găsesc și în Chișinău așa un preot care mi-ar explica din Scriptură, mi-ar răspunde așa la întrebări? El a zis, da, poți găsi, și el mi-a recomandat Biserica Iisus Salvatorul. Biserica Baptistă Iisus Salvatorul, când am venit și am văzut că oamenii studiază Scripturile, vor să împlinească, vor să trăiască ceea ce e scris în Sfintele Scripturi, atunci am ales și eu și m-am botezat și am rămas în biserica aceea. Deci tot așa și tu, trebuie să alegi o biserică unde vei merge să te botezi și să te alipești de biserica respectivă. Este foarte important, foarte important, Viorel, și oricine dorește să devină ucenicul lui Iisus Hristos, să studiezi Scriptura, să te dedici la un studiu foarte profund a Scripturii. Și eu tare aș vrea să-ți arăt acum un manual care te invit să studiezi, da? Bun, eu te invit să studiezi cursul acesta 2 Tesaloniceni. Uite, acum îl predau. Vino că vei afla foarte mult și te voi învăța. Vei învăța cum să studiezi Sfintele Scripturi. Presupun că și la biserică acolo te vor ajuta să înveți cum să studiezi Sfintele Scripturi și așa să crești în credință. Pentru că nu poți fi adevărat ucenic al lui Hristos dacă nu studiezi Scripturile. Când studiezi Scriptura, atunci crește credința ta, crește cunoștința ta despre Dumnezeu și așa poți să-L urmezi pe Dumnezeu. Absolut fiecare creștin trebuie să învețe, să studieze profund Sfintele Scripturi. De aia trebuie să te dedici la asta, Viorel, este deosebit de important. Citesc următoarea întrebare. Să fiți binecuvântat, frate Vasile, de Domnul Iisus Hristos. Am o altă întrebare. Dacă Domnul Iisus nu ar fi acceptat să meargă binevol în locul nostru a oamenilor păcătoși, să moară binevol. El ar fi trebuit să moară vreodată, având în vedere că el era singurul om care nu a păcătuit niciodată, deci era fără păcat. Nu trebuia Domnul Iisus Hristos niciodată să moară dacă nu ar fi venit să moară pentru noi păcătoși. Cuvântul Domnului spune că prețul păcatului este moartea. Dar doar el care nu a păcătuit niciodată putea să trăiască veci în vecilor, fără să moară vreodată. Că numai răsplata păcatului este moartea și cine nu a păcătuit, de ce să moară? Este adevărat, nu? Domnul Iisus Hristos este veșnic. Cred că nu cunoște încă bine cu adevărat cine este Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu. Iată, Evanghelia după Ioan începe așa. La început era cuvântul și asta era Iisus Hristos. Și cuvântul era cu Dumnezeu, adică Hristos, Iisus Hristos era cu Dumnezeu și cuvântul, adică Hristos era Dumnezeu. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Deci Domnul Iisus este Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu, El este Dumnezeu și El este din veșnicie în veșnicie. Și El a gustat moartea. Pentru acele 3 zile a gustat moartea. Pentru noi, tocmai pentru a face răscumpărarea noastră, pentru a plăti plata păcatului pentru noi și apoi a înviat ca noi să avem biruința asupra morții. Deci da, judeci foarte corect, judeci de aici, dar tare mult îți recomand să studiezi în profunzime Evanghelia
după Ioan. Asta te va ajuta grozav de mult. De aceea caută neapărat să studiezi Evanghelia după Ioan. Bun, dragii mei, vedeți, la descrierea acestui video, eu am pus conturile bancare a Bisericii Bunăvestirea, pentru că noi vrem să facem o colectă specială pentru frații și surorile noastre din Myanmar. În Myanmar, la începutul acestui an, au venit la putere militari și îi torturează țara acum. Și creștinii, mulți creștini pe care îi cunosc, eu personal am fost acolo, am început institut de studiu biblic inductiv, ați văzut, am pus o poză cu fiica mea chiar când eram acolo. Și iată, mulți din creștinii pe care îi cunosc acum sunt în condiții extrem de grele. Deci economia e paralizată total. Unii din ei se ascund în junglă, se ascunde teroriștii ăștia care torturează țara acum. Și noi vrem să facem o colectă specială pentru ei. Joi avem ora de rugăciune la biserică și joi vom face și colecta aceasta. Dacă dumneavoastră doriți să participați cu noi, atunci puteți veni acolo sau puteți participa online. V-am dat opțiunile pentru participare online. Aici contul, numai vă rog neapărat să indicați. Pentru că imediat când vom avea toată suma, o vom trimite. Este un canal special, că vă dați seama, nu putem trimite în țară. Trimitem la o persoană la frontieră, o persoană din credere care va merge, va cumpăra produsele și va aranja totul pentru frații noștri acolo, pentru ajutorarea lor. Bine, mai am încă o nevoie să vă prezint, dar o să o prezint după ce răspund la întrebările pe care mi le-ați adresat. Hai să merg prin întrebări. Mă bucur pentru toți care urmăriți. Iată, zice, dă-mi modalitate, Jesus loves you, zice, frate Vasile, dă-mi modalitate de a studia Biblia. Păi da, deja v-am făcut invitația și eu doar v-am spus vouă că avem, hai să mai pun o dată și aici la, avem site-ul ăsta, moldovacreștină.md, intrați pe site și acolo vedeți, este un tab acolo, grupe de studiu biblic. Accesați acolo, dați click și o să vedeți link și alegeți un grup 2 tesaloniceni. Oricare grup n-ar fi, veți studia cu mine. Apoi ei vă vor da link-ul și veți veni la studiul ăsta care îl fac în fiecare zi de miercuri. Iată, mâine va fi prima lecție. Vom face privire de ansamblu. Așa. Violeta zice, sunt în Italia și nu știu unde sunt biserici. Păi Violeta, dacă scrieți orașul unde sunteți dumneavoastră, poate vă putem și recomanda unde să găsiți o biserică. Da, caut mai departe să văd. Așa, Mendachi mă întreabă dacă am primit e-mailul despre sinoadele ecumenici. Mă rog pentru dumneavoastră. Nu știu dacă am primit. Posibil, poate am primit, dar nu mi-amintesc dacă am văzut. Mai trimit odată, Mindachicio. Da, mai trimit odată e-mailul. Mulțumesc că te rogi pentru mine. Apreciez mult asta. Da. În provincia Verona. Iată aici, în provincia Verona. Dacă cunoaște cineva în provincia Verona din Italia biserici, vă rog, puneți aici, scrieți unde este o biserică evanghelică, unde se dă învățătură sănătoasă și unde ar putea să meargă Violeta. Așa. Da, eu trec să văd dacă să... Da, sunt întrebări. Cum îți dai seama de darurile pe care le ai după ce ai primit Duhul Sfânt? Este un studiu întreg aici, darurile duhovnicești. L-am predat aici și sunt înregistrate toate lecțiile. Deci, Ileana Ciurar, intră și caută, Ileana. Hai să mai pun o dată așa. Deci, Ileana, intră și caută cursul acesta, ascultă-l tot întregime, procură-ți manualul, poți studia urmărind lecțiile, poți studia. Și numai pe măsura în care vei căuta să slujești, așa vor ieși la iveală darurile tale. Dacă tu nu slujești, nu poți ști nici alții. Păstorii trebuie să te ajute să-ți identifici darurile, dar dacă tu nu răspunzi la niciun apel, nu te implici la apelurile care se fac, în slujirile care se fac, nu vei cunoaște nici tu, nici păstorii tăi care sunt darurile tale. Sunt darurile tale spirituale. Da. Merg mai departe.
Radu Manduzi zice, pacea Domnului, vă urmăresc cu mult interes. Ați putea să-mi explicați ce vrea să spună Proverbe 9:1. Vă mulțumesc, da? Hai să vedem, că nu mi-amintesc exact ce este în Proverbe 9:1. Să vedem. Așa, Proverbe 9:1. Înțelepciunea și-a zidit casa și-a tăiat cei 7 stâlpi. Da? Și-a junghiat vitele și-a amestecat vinul. Hai să-mi notez întrebarea, că eu singur nu m-am interesat niciodată de asta. Dacă-mi notez întrebarea și îți răspund apoi, stai că nu pot copia întrebarea. Bun, las că mi-o notez eu undeva aici, pe capăt de foaie. Deci, Proverbe 9:1. Da. Pace, ne putem bucura de rai dacă știm că unii dintre ai noștri nu sunt acolo. Da, omenește, pare că nu ar fi posibil, dar uite, Scriptura spune că da, ne vom putea bucura de rai, chiar dacă vom ști că asta este și unii de ai noștri nu sunt acolo. Așa. Nu știu, Dan Jurc pune ceva o întrebare, dar nu înțeleg, Dan Jurc, ci la ce te referi. De asemenea, este trufaș, incult și necivilizat, totuși cea cu care este el într-o relație pare a fi semnificativ mai civilizată și credincioasă. Cum pot să-l ajut? Ce aș putea face? Eu nu știu la ce te referi, Dan, chiar nu știu la ce vrei scrie. Poate ai pus acolo un comentariu și eu nu l-am văzut, dar n-am văzut altceva. Nu știu la ce te referi. Da. Iată, Mona Metz întreabă dacă în Franța cunoașteți o biserică românească. Eu știu cu siguranță că sunt și în Paris, sunt multe biserici și în alte orașe. Cei care aveți adresa exactă, puneți, vă rog, adresele aici. Iată, Mindachi mă întreabă ce mai face nepoțica mea. Foarte bine face nepoțica. Uite, acum seara am construit casă, am făcut casă din scaune, ne-am jucat foarte bine, studiem Biblia împreună, ne jucăm, ea crește tare, mă bucur pentru ea. Construcția bisericii merge înainte, mulțumesc Domnului, mulțumesc tuturor celor care ați donat. O să vă mai dau un update, iată, trebuie să vedem unde suntem acum, săptămâna asta. Și altă întrebare a fost cum merge cu plata pentru carte și restul, totul e bine. Deci până acum am reușit să adun 2 din cele 5.000 de dolari care îmi trebuie pentru a acoperi cheltuielile de carte. Sper că se va vinde cartea, iată, poate mâine o vom pune deja în vânzare și atunci sper și eu că se va vinde cartea mai degrabă ca să pot aduna banii toți, să achit tot ce am cheltuit pentru carte. Dar, de asemenea și azi seara am vorbit cu traducătoarea, cu Lenuța Stoller, ea va traduce cartea în rusă, așa că pentru cei care vor dori să o citească în rusă, sperăm până la sfârșitul anului să o avem, și în limba rusă tipărită. Așa. Când spune în Biblie să ne tăiem mădularul dacă poftim la o femeie în sens metaforic, să învățăm să ne abținem sau chiar trebuie să ne căstrăm. Ei, în primul rând, acolo nu vorbește de organele genitale, vorbește de mână și de ochi. Acolo spune așa. Dar când... Să știți că au fost în limba rusă așa și se numeau scapțâi, cei scopiți, care ei asta făceau, credeau că în felul ăsta își rezolvă problemele. Domnul Iisus Hristos a folosit hiperbola asta, este o hiperbolă pe care a folosit-o pentru a arăta cât de grav este lucrul acesta și că un om trebuie să se învețe să se înfrâneze și apoi în toată Scriptura ne învață că trebuie să ne înfrânăm pentru că un om care se scopește, dar care tot nu se înfrânează și tot în mintea lui mai departe face lucrurile astea, atunci nu-l ajută. Da.
merg să văd mai departe. Da, cam atât. Bun, v-am promis că vă mai arăt încă o nevoie. Vreau să mai împărtășesc o nevoie și anume. Vreau să vă arăt un mesaj de la Gheorghe Porubin, care este, de asemenea, slujește împreună cu noi, slujește în misiune și el are o nevoie. Ascultați, vă rog, despre nevoia lui, lucrarea care o face el și dacă Domnul vă pune pe inimă să ajutați, puteți trimite ajutorul pentru el tot la contul este sau puteți contacta direct pe Gheorghe dacă... Mă aflu acum în mașina mea, o mașină foarte, foarte bună, slavă Domnului. O am deja de 3 ani și jumate, mă slujește foarte bine. Cu părere de rău, acum ea s-a fermat, motorul i s-a fermat, că e defectat, l-am scos-l. Și stă deja de o lună de zile, stă aici la parcare și așteaptă să-l reparăm. Actul motorul aici este. Mă slujești, mă ajut până acum foarte bine la antrenament, fac studiu biblic inductiv, studiez Biblia cu copii la antrenament, fac în fiecare miercuri, în fiecare vineri și joi și sâmbătă fac în 5 localități, copiii fac fotbal și mașina asta foarte mult m-a ajutat mine ca eu să slujesc copiilor aceștia și să fac pe dânșii studiez Biblia și să învăț pe ei despre Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să reușesc să repar această mașină, așa că sunt sigur că Dumnezeu îți răspund la rugăciunile mele. Iată, aceasta este nevoia care am dorit să o prezint. M-am bucurat tare să putem comunica și în seara asta, să ne zidim din Cuvântul lui Dumnezeu. Și eu vă spun pace multă, noapte bună, ne revedem mâine la studiu biblic. Nu uitați, mâine la ora 7:00 seara începem studiu biblic, mâine vom face o privire de ansamblu a cărții 2 Tesaloniceni, care este deosebit de importantă pentru a înțelege cartea. Și tot acolo veți putea adresa și întrebări. Bine, pace multă, Dumnezeu să vă binecuvânteze și nu uitați să distribuiți acest mesaj ca să-l asculte și alții care vor să devină ucenicii lui Iisus Hristos cu adevărat. Pace multă vouă!